Salutare dragii mei, eu sunt Rose Vlog și bineînțeles astăzi vom vorbi de Undertaker Undertate, Undertater, cum îmi place mie să îi spun Și bineînțeles să nu uităm de tester la Taster uh, Frate sunu Astăzi vreau să vorbesc despre boși Care au un Lamborghini, au Bugatti, au, au mama mea Doamne, state! Romanian, I'm a om sărac Lăsând toată gluma la o parte, deși îmi vine să fac vlogul ăsta numai pe Caterin Că să moară tater de ciudă Vreau să țin puțin cu, cu under tater ăsta Și să nu dăm 100% vina pe el El îi vinovat cu tester ăla, taster ăla Dar nu în totalitate de ce am ales să vorbesc despre Undertaker și fratele lui Tester, ăsta Tester? Să mor eu, că eu mă bate engleza. Dar nu-i nimic. Noi suntem rumenien! Forță! <gântu -i> Îmi dau și eu cu părerea, pentru că sunt în măsură să-mi dau cu părerea. Și eu am făcut video chat și având în vedere că nu am lucrat doar la un studio, am lucrat la foarte multe studiouri. Știu cum se comportă, zis, boșii de studio. Nu vreau să pronunț numele fostului meu boss de la studioul de video chat, dar am să-l dau strict exemplu, pentru că intențiile și te tentele lui, lui Undertaker ăsta sunt exacte ca și a fostului meu patron de video chat. La început, fiecare om care are planul de a-și deschide un video chat, începe cu o locație mică, da? Începe cu o locație mică, frumos, poate să fie un apartament de două camere, de trei camere, cu două fete, cu patru fete. De obicei, studi mini studiourile astea de video chat sunt decorate blană. Ce înseamnă decorate blană? Să aibă lumini șmechere, decorat cu tot felul de uh, decoruri bombă, peisaje, natură, nenatură, floricele pe câmpii. 1. Să-l țină puțin buzunărelul de a plăti pe site-uri, de a avea câteva mici contacte cu anumite persoane de pe site-uri și nu doar să aibă o cameră profi-foto pentru a poza modelele de video -chat, și pentru a ajunge pe prima pagină a site-ului. Ca să poți să fii pe prima pagină a site-ului, sunt niște condiții și reguli a fiecărui site în parte. Să aibă decoratul frumos, să fie poza de dimensiunea potrivită a site-ului, să arate bine modelul, poza să fie făcută number one. Ce uh, fantezii și ce chestii face modelul, de exemplu, squirt... Uh, tot felul de nebuni ca să atragă membrii uh, pe uh, pagina ei. În momentul în care The Big Boss, cum se zice, și-a ales modelele potrivite, clar îi vin bănuți frumoși. Acum, fiecare Big Boss da, propune modelului următoarea ofertă. Cum ar fi? face jumătate sau ia undeva la 30% partea lui și restul poate să-i dea modelului. Acum depinde de fiecare în parte și de fiecare dată depinde și de înțelegerea dintre model și Big Boss ăsta. Noi spunem Big Boss pentru că majoritatea șefilor sau patronilor de studiori de videochat pe parcurs, devin milionari. Milionari în eu. De ce? Am să vă dau câteva detalii și astea sunt mici secrete care eu le divulg pentru că am, nu mai am niciun contract cu nimeni de atâția ani. Am tot dreptul să divulg uh, secretele respective și poate mulți dintre voi știți treaba asta. Vă dau un exemplu și vreau să îl gândiți logic. Adică uitându-vă la mine, să vă imaginați că fi chiar voi modelul unui studio de video chat. În momentul în care tu iei decizia să, te apuci de video chat, fiecare de big boss te întreabă ce engleză știi, cât știi, nu știi deloc, nu e nicio problemă, te ajutăm noi. Fiecare big boss are un om de bază sau își alege un om de bază care să dețină limba engleză la un nivel mediu avansat, să cunoască regulile site-urilor. De exemplu, Live Jasmine, uh, Freecams, uh, Webcam, o grămadă, XX love. În momentul în care ei își aleg omul de bază, ei rămân acolo. Eu ca și Big Boss mă duc în vacanțe, mă duc, mă, mai frec și eu cu una de la studio, îmi, mi se pune pata pe una, o iau în vacanțe și plec. Modelele rămân cu omul meu de bază și fac bani în continuare. Am observat că a apărut o știre în care spunea Candertater ăsta insistau foarte mult pe modele, nea, ne lăsând să aibă pauză sau zi uh, liberă. Asta e adevărat. Toți big boss-ii ăștia de la studiuri vor uh, să le lucrezi zi, noapte, zi, noapte. Mai rău ca la fabrici, mai rău ca la un job normal. De ce? Pentru că mereu pe site-uri apar membrii noi, apar uh, modele noi, apare concurența dintre modelul tău și modelul a altui studio. Tu atunci când lucri foarte mult, stând ore foarte mult online, mereu vei fi constant pe prima pagină. Adică oricare membru și oricare client care dorește să-și dea astăzi o labă sau să-i faci o fantezie, te va găsi acolo nu în stop dacă se poate, zi, noapte. De obicei, eu, chiar și eu ca model, mâncam în timpul show fumam, beam, mâncam semințe, egal ce vrei să faci, făceai cu camera pornită. Chiar dacă tu nu erai în private, cum se zice, tu mereu erai online. Deci pe tine trebuia să te vadă Big Boss din vacanță, să te controleze, să vadă ești online sau nu ești online. Asta era o chestie așa groaznică pentru noi modelele, pentru că mereu eram tensionate, zici că aveam pistolul la cap și mereu zicea, mamă, iar ne sună ăsta, iar ne sună, ne, nu ne vede online, hai bagă-te tu online, îi spui că ai fost la duș scurt, deci tu trebuia să pui Camera, pe pauză cum ar fi, adică puneai muzică, întorceai camera într-un unghi mort, chiar dacă era online, nu contează. La un moment dat, puneam eu de exemplu, ca model, puneam uh, camera într-un unghi mort și mai mergeam, mai fumam, în liniște, în, în intimitatea mea, să zic așa. Deci o secundă dacă lăsam web cam un unghiu mort, deja eram sunată. Uh, vezi că ai lăsat camera pe unghi mort, trebuie să stai în fața camerei ca să te vadă membrii, te rog. Băi, când mă suna și îmi spunea așa, muriam, frat. El considera că în alea 5 minute pierdea mii de euro. Ce combinații mai poate exista în studiouri de video chat, ceea ce nu va recunoaște niciun big boss din asta, e că atunci când mulți membrii se îndrăgostesc de tine ca model, se atașează de tine ca model, tu, când îl vezi că e atât de dornic să te plătească, îl dorești în privat. Luând e mail lui sau ă, numele lui de utilizator al Skype-ului, dorin să-i faci șuri în intimitatea ta, în privat, pentru a câștiga și bănuți și nu doar a nu mai plăti nici la site, a nu mai plăti nici studioului, nici bosului și uite, așa rămâi cu banii toți intacti. Acum, prima regulă asta îți spune, fiecare big boss al oricărui studio de video chat. N-ai voie să iei membrii de pe site, de la noi. Mori, când îi auzi, mori. Într-adevăr, că ei investesc în tine, atât în investimentație, cât și în jucării, dildo, bile, straponuri, toate nebuniile. Primisem, nu știu ce, ieșise pe atunci, un dildo din ala cu vibrație și când dona membru, îți vibra în tine. Jucăria. Deci tot felul de nebunii pe care să îi atragi pe membrii. Să vină să te iei în privat. De foarte multe ori, parcă doreai să-ți o pauză, te băgai în medical, nu aveai voie. Răcită nu contează, oricum tot în pat stai, zice Big Boss-ul. Îți aduc eu medicamente, ceaiuri, tot ce vrei. Numai lucrează. Asta s-a întâmplat și la modelele lui Undertaker ăsta. El, în momentul în care a pornit de la un studio mic, cum ar fi, apartament, două, trei modele, frumos, i-au venit cheșul vreo trei luni, șase luni, un an, și-a strâns bani pe bani băiatul, după care și-a ridicat viloaca. A investit în vilă și a mai adus modele, tentațiile au început să reapară făcând cuplu, lesbi, gay. De la fete au început să e sigur și modele de băieți și modele de cupluri, doar că cu ea n-au cum să aibă atât de mare tupeu de a le forța mâna. Așa, la un model de girl single, da, pentru că știi că aia face bani, dar le și poți pierde. Cum? Făcând foarte mulți bani, oricare tipă și eu, la un moment dat, doream să fac de acasă. Niciun studio nu va dori, sau niciun big boss, nu va dori să audă nici măcar o clipă că tu vrei să te apuci să faci de acasă. Crize. Cum? Pentru că tu nu-i mai aduci lui bani. Îți aduci doar ție. Multe fete de la studioul la care eu am lucrat la un moment dat, luni de zile lucrând la big boss-ul tău, deja tu, banii care tu îi câștigai, începeai să-ți pui deoparte. Alții și-au luat casă, alții, chiar dacă i-au stricat, dar investeau în apartamentul lor, în casa lor, făcându-și gând să facă de acasă. Cum? Investind în decoruri, văzând la, la noi la studio, mamă, ce lumini are asta! Bun, mă uit și eu pe nez să văd cât e lumina aia, să-mi o comand. Deci pregăteală de a produce pentru tine și nu a mai produce pentru alții. În momentul în care oricare Big Boss vede că tu deja ți pregătești teren, azi îți e o zi liberă că nu poți, mâine îți o zi liberă că s-a nu poți, el își dă seama că ceva vrei să învârți. Sau mai sunt din ăștia, big boss din ăștia, de exemplu, pe mine m-au controlat de fiecare dată. Dacă eu i-am zis, bă, chiar sunt bolnavă, dar hai că vin și te duc eu la spital, dar hai te duc eu la medic. Dar poți să-mi aduci, te rog, să văd ce medicamente ți-a dat, dar la care medic ai fost. Se ba... Toți big boss ăștia se bagă foarte mult în, în viața și în sufletul tău, pentru a-ți controla viața, ca nu cumva să te scape. Eu, de exemplu, la un moment dat, strict pe motivul ăsta, m-am încertat în o seară, n-am avut chef de muncă. Băi, ca și când, bă, azi n-am chef să mă duc să muncesc la fabrică sau la pariuri sportive sau egal unde. Și vreau o zi liberă. L-am sunat, i-am spus, bă, vreau o zi liberă, nu pot să vin, am stare, am febră, nu pot să fiu astăzi online. Băi, Roxana, dar uite că ai membru ăla care ți intră exact în aceeași zi, în aceeași oră. Nu poți, nu poți să nu fii online, îl pierzi. Tu nu o să mai faci bani, amenințări, șantaje sentimentale. Uite, ai vrut să-ți pui silicoane. Nu o să-ți pui silicoane pentru că tu nu o să fii online și o să meargă la alt, uh, alt model. Și nu o să-ți mai dea ție banii Vezi, tu dai cu piciorul la visul tău. Și s din astea. Nu toți big boss știu să șantajeze, dar în timp, azi exersează cu tine, mâine mai aude de la alt studio, uite eu le șantajez așa, șantajează-le și tu, tot felul de chestii. Apropo, și treaba asta să știți, toți big boss-ii ăștia care au studiouri, se împrietenesc între ei, dar niciodată nu o să-și modelele între ei. Este o manchiună acolo, dar trebuie să existe și o prietenie. De ce? Poate pe mine astăzi toate modelele mi le dă pe a, pe a patra pagină. Trebuie să apelez la studio ăla. Să vorbesc cu ăla. Să-mi o promoveze ăla. E ca și la YouTube, de exemplu. Mamă, eu nu fac vizualizări acum. Trebuie să vorbesc cu Montana, cu oricare. Să-mi fac o reclamă. Să mă duc și eu în rating. Să am un rating sus. Ați înțeles? Dar nu gratis. La ei se plătește. La YouTuber nu. La YouTuber o face ori din bun simț ori din respect, ori că se apreciază vlogării între ei. La studio, nu. La studio zice, da, bun, câte modele ai? 5? Bun. Păi pe, pe bucată îți iau 50 de euro, 100, 180 de dolari. Ei decid câte îți iau. Ca tu să-i promovezi, să-i ajuți și pe ei ca modelele lor să facă și ei bani. Se întâmplase, adică după ce și-a deschis Big Boss-ul Dita Mai Viloaca, am mai adus modele, concurență, discuții. Se întâmplă ca în studi să nu se înțeleagă pizdele între ele sau cuplurile. Ah, păi sunt cuplu, să zicem, da? Și suntem toți în Dita Mai Viloaca, dar camere separate. Gândește-te că eu, ca și cuplu cu soțul meu, clar mă deranjează să fiu pe aceeași tură cu pizdele alea. Dacă soțul meu se îndrăgostește de una dintre alea, și vrea să facă mâine show cu aia. Din start, acolo Big Boss-ul e în pierdere. Nu mai e în câștig pentru că ori pierde modelul ăla, ori pierde două modele odată. Și atunci Big Boss-ul le face ture diferite. Adică îmbină cuplurile cu gay, deși e foarte atent pentru că se întâmplă ca femeile să se îndrăgostească de anumiți băieți zici gay. Ei fac la gay, dar ei nu sunt bulangii. Se întâmplă de foarte multe ori ca și femeile să aibă atracție de băieții de la gay. Dar rar. Se impun reguli, ca în oricare studio, tu n-ai voie să vorbești cu ea, vă luați pauze diferite. Dar v-am zis, pauza este maxim două minute pe ceas. Ai fumat o țigară sau ai mâncat repede, n-ai voie să închizi camera, unghiul, camera rămâne pe unghiu mort și în două minute, dacă tu întâmplător ți se aude alarma că ți intră unul la Sanchi. Sunt mulți membri care de foarte multe ori, chiar dacă vede camera în unghiul mort, te ia în privat doar să vadă dacă ești acolo. Și ți iasă. Nu stă mai mult de câteva minute. Trebuie să te ridici de la masă cu mâncarea în gură să vezi care-i treaba sau dacă poate chiar ai show. La mine s-a întâmplat, cred că de vreo două sau trei ori, chiar mâncam, zic, mamă, relax, mi-a sunat alarma, direct în show m-a băgat. Nici n-am mai mâncat. Am rămas cu degetele în pizdă. Cius. Aia a fost, se întâmplă. Revenind la Big Boss ăștia, Big Boss ăsta a devenit obsedat pe parcurs de modelele de la fete, girls, single girls. Cum a început zis așa sequestrare, că nici la Undertaker nu cred că a fost sequestrare, a fost mai mult de Obsesia de bani. Acum, să zicem, într-un studio există maxim trei modele bombă. Bombă să-ți facă bani gârlă. Adică să suni alarma non-stop, să nu ai pauză deloc. Să-ți iese un membru din show, să-ți intre alt membru în show. Adică aia trebuie să, să fie locomotivă, frate, să aibă o energie și atâta să-și dea la manivelă să-și rupă pis dar în ea, altfel nu mi explic. Big boss când vede care are astfel de modele, ceau. Modelul ăla e ca și când e sequestrat. Cum? Big Boss-ul ăla nu mai pleacă din studio, aia e clar. Sau și dacă pleacă, are pază. Cum a avut și Undertaker. Își angajează oameni cu armă, clar. Și efectiv, efectiv, acum nu știu dacă intră la sequestrare, că unele modele, să știi că toți big boss-ii ăștia, chiar dacă le vede că fac foarte mulți bani, mereu le va resplăti și mereu le va da să fie ele mulțumite. Adică să le facă să nu plece deloc. Așa eu consider că s-a întâmplat la Undertaker ăsta. Sigur, ceva, vacanțe tot le-a dus le-a oferit multe chestii, doar că, pe lângă, sigur, Undertaker nu a fost doar combinația cu video chat A mai fost, pentru că în, oricare studio se mai aduce droguri. A mai fost ceva acolo. O singură dată, cred că am avut vreo trei luni în acel studio, eram și eu la început, fiind model nou, deci eu am intrat în studio la mai mult pentru că lucra fost un nou iubit la categoria gay. Dar nu eram niciodată pe aceeași tură. Aia e clar. Când eu lucram, el, era, el era liber, dar el era cazat în studioul ăla. Și s-a angajat un model nou de la sat. Și fata nu știa engleză. Și de la o glumă, nu știu dacă am voie să zic treaba asta, de la o glumă cu The Big Boss Au avut un contact sexual Majoritatea Big Boss-ilor își freacă modelele Asta e Asta e condiția Prima impresie pe care Big Boss-ul vrea să-și o facă E să probeze el modelele Nu toți, nu știu, acum Nu știu dacă toți Dar eu consider că da eu consider că toate modelele trec prin uh, treaba asta de a fi probate de Big Boss. A se angajează la ăla, să trebuie să știe că va fi probată de Big Boss-ul ăla. Poate nu imediat, că nu gata semnăm contractul și hai să văd ce știi să faci. Nu. În timp, te lasă să te obișnuiești ca și câinele, lași să miroase încăperea, să, știi? După care când te vede el că ești stabilă pe încăperea aia și așa, îți dă ție o încredere, atunci trebuie să acționeze el, să domine el. În fine, și nu, fata n-a vrut contactul sexual cu tipul respectiv, cu Big boss -ul. Și da, o singură palmă am auzit că i-a dat. Mi-a dat o palmă și da, s-a culcat cu, cu, ea. Până la urmă a fost nevoită să cedeze tipa și să se lasă dar se întâmplă violuri, adică violuri, cum să mă exprim? Un viol nedemonstrativ, adică Big Boss ia o mare atenție pe treaba asta, ca după să nu declari, să te facă să-ți să fi plăcut. Ție chiar dacă nu ți-a plăcut, după contactul respectiv o să zici, da, bă, a fost bine. Ori financiar te ajută, ori făcând tu mai mulți bani decât toate modelele, să te facă ceva ce să uiți de acțiunea lui. Nu cu toate reușește, sunt modele care știu să se impună. Sunt modele care sunt mai timide, mai... Eu am venit să fac bani, cum a fost tipa respectivă. Eu n-am venit să în momentul în care intri în treaba asta, pățești. Asta e. Da, se întâmplă. Poate și la Undertaker a fost treaba asta. Eu vorbesc de acum 12 ani în care am făcut, eram singură. Relația așa de azi pe mâine, nu aveam o relație stabilă, căsătorie și așa. Dar poate acum sunt unele chestii care nu se mai fac. Acum dacă vorbim de un studio legal, cu acte, înregistrat tot. Pe mine mă interesează să știu și dacă modelele lui Undertaker aveau un contract cu el. Dacă era legal acel studio. Pentru că da, mai putem lua și varianta să fi fost un studio ascuns, care să nu știe nimeni de el, și atunci clar și au sequestrat modelele pentru a nu fi depistate contează iară foarte mult de cât timp este studioul că dacă funcționează de ani de zile ilegal putem lua varianta astăzi a luat șase modele le-au dat drumul iar au sequestrat altele iar le dădea drumul și acolo trebuie găsite și vechile modele care și ele la rândul lor au fost poate sequestrate, violate, da? Deci sunt o grămadă de variante. Poliția trebuie să cerceteze foarte bine cazul ăsta, că atunci nici măcar studio de videochat nu mai îl putem numi. Dacă a fost videochat ilegal, oricare studios cere anumite acte, poate fi și acte false, nu știu, sunt foarte multe Trebuie cercetat cazul ăsta greu, adică nu poți acum direct să-i dai 12 ani. Poți să-i dai și 25 de ani, dacă e grav. Dacă are mai multe victime, pot fi peste 20 de victime la treburi de astea. Deci, under răsta ăsta, așteptăm uh, decizia judecătorilor, domnule, decizia gaburilor, faceți-vă treaba cum v-am tot spus și de culisă și de rest. Faceți-vă treaba! Ca mai aveți o victimă... Nu, două. <gântuia> mai aveți două victime pe rol acum. Cu cazuri diferite? Cu infracțiuni diferite, domnule? Mie să mi se dea Bugatti, că sunt săracă. Îmi vreau Bugatti ăla să mă prim și eu. Țărai și țărai, măi! Numai că mă gândesc, doamne, Bugatti ăsta e de la Undertator și Taster. Oh my God! Eu am fost rose vlog, vă pup! Și nu rămâne decât să ne vedem data viitoare!